Pacienții de la spitalul din Lețcani stau în frig. Medicii lasă ușile deschise pentru că le este frică să nu se producă o explozie. Asta deoarece containerele nu au un sistem de ventilație destul de puternic încât să scoată din încăpere cantitatea mare de oxigen. Vorbim despre secțiile ATI de acolo unde sunt folosite concentratoare cu oxigen. Din cauza acestor probleme, bolnavii care se află în stare gravă stau în saloane unde temperatura nu depășește 12 grade. Spitalul modular de la Lețcani a costat 13 milioane de euro.